Lunca Prutului din județul Vaslui, denumită și Bărăganul Moldovei pentru producțiile mari pe care le obțineau fermierii din unitățile administrativ-teritoriale amplasate de-a lungul Prutului, a devenit acum un simbol al deznădejdei generată de seceta ce pârjolește culturile de primăvară. Zeci de fermieri din comunele Fălciu, Berezeni, Vetrișoaia, dar și de pe raza orașului Murgeni, sunt disperați pentru că suprafețele de teren cultivate cu culturi de primăvară sunt compromise pe numeroase sole, chiar și în procent de 100%. În zona de sud-est a județului nu a mai plouat de 2 luni de zile, iar acest lucru se observă la starea vegetativă a culturilor de porumb și floarea soarelui. În aceste condiții, pentru fermierii loviți de secetă din comunele Fălciu, Berezeni, Vetrișoaia și orașul Murgeni, se pune tot mai acut problema falimentului, întrucât la porumb se estimează producții care ajung maxim la 500 de kilograme la hectar, iar la floarea soarelui la aproximativ 500-700 de kilograme la hectar. Este al 3-lea an consecutiv de secetă excesivă, cu efecte care se observă și din avion. Dacă numărăm, deci avem cred că 20-30 de plante fără nimic și avem câte un mic culețel, da? Este nesemnificativ ca producție. Este numărăm în continuare și vom găsi peste 20-30 de plante așa ceva. Deci așa ceva a devenit o raritate în culturile noastre de porumb. Situația este nemai întâlnită, este al 3-lea an consecutiv în care producțiile sunt foarte mici la toate culturile, iar porumbul a suferit cel mai mult, deci e al 3-lea an când în această zonă a județului Vaslui nu se realizează producție la porumb. Arată foarte frumos sola de aici, veți obține ceva? Aici nu vom obține decât o masă vegetativă pe care o vom face siloz, să spunem așa, la... dar și silozul va fi de proastă calitate, va fi udat permanent cu apă ca să reușim să-l însilozăm. Nici nu avem tăieței aia de sfeclă, că sfecla nu se recoltează acum, era o metodă folosită de înaintașii noștri în agricultură în care se făcea un siloz de coceni, de porumb, cu tăieței, adică un siloz înnobilat cu tăieței de sfeclă. Nu avem posibilitatea, nici această posibilitate. Deci va fi un siloz de foarte slabă calitate. Spuneți-ne, domnule Cazacu, dacă fermierii vor mai rezista în ritmul ăsta, pentru că seceta aduce mari prejudicii. Fermierii sunt la capătul puterilor, vă spun, și cei care au avut rezerve le-au terminat. Acum doar intervenția statului promptă și rapidă ar mai putea să ducă la înființarea culturilor de toamnă. Da? Raza orașului Murgeni, câte hectare de porumb și de floarea soarele au fost semănate? Exact, n-aș putea să vă dau o cifră, că nu am fost pregătit pentru treaba asta, dar peste tot ce vedeți aici este la fel. Floarea soarelui cred că o să facă în jur de 5-600 de kilograme de floare la hectar, iar de porumb nu putem vorbi. Da, este o situație deosebit de gravă, zic eu, privind precipitațiile. Cantitatea de precipitații în zona noastră este foarte mică. Recoltatul la grâu s-a făcut așa cum s-a făcut, cu cantități foarte mici care nu acoperă de cheltuielile pe hectar, dar nu mai vorbim la porumb. Dacă ați mers în teren, să vedeți în teren ce dezastru este. Singurul loc unde se face cât de cât sunt în zonele care sunt irigate, în zona în Valea Prutului, unde sunt acel canal care cu ajutorul Ministerului Agriculturii și a NIF-ului s-a putut rezolva, dar în rest situația este deosebit de complicată și mai complicată pentru faptul că nu se pot executa lucrări de arat, nu mai vorbim, eu știu, numai de scarificat și pregătirea terenului pentru culturile de toamnă. Este o problemă deosebită și fermierii. Este al 3-lea an de când suntem în această situație și cu greu mai rezistă din punct de vedere financiar în aceste condiții. Au pierderi mari fermierii din comuna Fălciu? Sunt pierderi deosebite pentru faptul că
Una, și prețul, așa cum este, este foarte mic la grâu. Am înțeles și la floare, tot așa, e în jur la 1,95 per kilogram. La porumb mai vorbim, că nu avem ce recolta și aproape și la floare tot aceea situație. Dar nu își acoperă cheltuielile și mergând din pierderi în pierderi în fiecare an, sunt bănci care au, sunt cei care le-au dat sămânță, îngrășăminte, erbicide, pesticide, care acum le cer banii și în aceste condiții este foarte greu să le acopere. Cât de gravă este situația aici la Fălciu? E mai gravă decât a fost vreodată. Deci am 30 ceva de ani de agricultură și nu ne-am confruntat cu așa ceva. Deci secetă prelungită care vine de ani în urmă, rezerva de apă s-a diminuat. Deci chiar dacă ar veni o ploaie, așa să zic, schimbă puțin microclimatul, dar în profunzime lucrurile sunt mult mai grave. Cel puțin aici, în zona noastră, cam din 2000, de când profesez aici, nivelul pânzii freatice a scăzut cam 3 metri. De când n-a mai plouat în zona? Da, cred că sunt vreo 2 luni de zile. A mai venit așa o ploiță, câțiva stropi, astea nici... Deci când am învățat în facultate ce era sub 5 litri, nici nu intra în calculul bilanțului hidric la nivelul culturii. Acum ne bucurăm și de 3-4 litri, ni se pare, a plouat un pic. Da, e adevărat, schimb un pic fața culturii, dar ca producție și ca potențial, nu. Cât de mari sunt pierderile? Păi ne uităm în jur, aici e 100%. La grâu, să zicem, 50-60%, chiar și 70%. Am avut mazări unde, la fel, pierderile 70-80%. Da. Floarea soarelui? Floarea soarelui, să zicem, că ar da ceva cât de cât, fiind mai rezistentă la secetă, a prins și precipitații care au mai fost ceva în primăvară. Să zicem, a afectat un 30-40%, poate chiar 50%, depinde de hibrid, depinde când a fost semănată, depinde de planta premergătoare, sunt mai mulți factori. Ce veți face? Veți relua ciclul productiv pentru 2025? Noi zicem că da. Deci așa suntem construiți, așa suntem clădiți. Noi din generația mai veche, am băiatul care și el deja profesează și pune suflet în ceea ce face. Zice să căutăm soluții, să mergem înainte. Acum vom vedea cu sprijinul pe care ne-l promite statul, să încercăm să reluăm un nou ciclu de producție. Seceta afectează și crescătorii de animale. La Societatea Agricolă Angroid Berezeni se fac eforturi disperate pentru asigurarea furajului pentru iarnă, chiar și în condițiile în care culturile de porumb de pe sute de hectare de teren sunt transformate în siloz. Problema este legată de lipsa nutrienților, deoarece porumbul a fost uscat în totalitate de razele neiertătoare ale soarelui. Ne confruntăm cu cel mai secetos an din ultimii 30 de ani. Din activitatea mea profesională constat că este cel mai secetos an din câte am întâlnit. Seceta afectează într-un mod negativ toate pârghile de producție în ferma de vaci pentru laptele. Afectează producția de lapte, afectează cantitatea de furaje care se obține, afectează sănătatea animalelor. Spuneți-ne, aveți ce să le mai dați de mâncare? Pentru că dacă porumbul s-a uscat, iată,
nu prea mai găsește hrană pentru ele. Societatea dispune de rezerve de porumb, rezerve de grâu, orz și am reușit, datorită faptului că avem suprafețe la irigat, să asigurăm cantitatea de fânuri și de seloz necesară furajării animalelor. Bineînțeles, în cantități mult, mult mai mici față de anii normali de când precipitațiile au fost constante. Cum arată cultura mare aici la Berezeni? Ca după secetă. Ca după secetă. Este, plantele nu s-au dezvoltat, nu au ajuns la maturitate și avem foarte mult de suferit noi, ca și societate.